Se lucrează intens la toate unitățile sanitare din județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție sporită unităților sanitare din județul nostru, întrucât sănătatea mehedințenilor este pe primul loc. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Am finalizat distribuția pentru toate ramurile de instalațiilor, lucrări stari, lucrări slabi, sanitare, incendiu, termice și, bineînțeles, ventilații. Am început să montăm rampele medicale, gazele medicale. Am început să finisăm pereții, așa cum puteți vedea. Ultima etapă constă în montarea corpurilor de iluminat, a trapelor de vizitare și a finisajului la nivelul pardoselii. Bineînțeles, obiectele sanitare din băi. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu reprezentanții firmei constructoare și cei ai unității spitalicești, au participat la o vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență pentru a verifica stadiul lucrărilor. Sănătatea mehedințenilor este una dintre prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel, un proiect de importanță uriașă se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea unității spitalicești. Am venit astăzi pe șantierul de la Spitalul Județean, unde se implementează cel mai important proiect al Consiliului Județean Mehedinți pentru această unitate spitalicească și am vrut să verific stadiul în care se execută lucrările pe un corp întreg de clădire care a fost predat în urmă cu mai multe luni de zile constructorului. Am constatat față de ultima vizită că lucrările au avansat semnificativ, urmează să se facă și ultimele lucrări, să se monteze aparatele de ventilație, de aer condiționat, să se pună pe jos ceea ce trebuie și pe pereți, băile să devină funcționale, astfel încât sperăm noi la sfârșitul lunii iulie întregul corp de clădire, de la parter până la etajul 5 inclusiv, să fie dat înapoi spitalului, să fie dotarea făcută de către spital, să avem pacienți aici, astfel încât să putem să eliberăm un alt corp de clădire pentru a fi predat constructorului și să ducem mai departe acest proiect. Este un proiect foarte greu pentru că una este să construiești o clădire nouă și alta este să reabilitezi un spital, să eliberezi anumite spații, să muți pacienții și personalul medical în alte spații, astfel încât să ai front de lucru. Suntem optimiști că îl vom duce la bun sfârșit, pentru că acest proiect era neapărat necesar pentru Spitalul Județean de Urgență din județul nostru. De asemenea, lucrările sunt avansate și în cadrul noii clădiri a unității de primiri urgențe. Reprezentantul firmei constructoare a subliniat faptul că lucrările se desfășoară într-un ritm bun. La nivelul instalațiilor am finalizat tot ce înseamnă rețele de distribuție, am făcut probe intermediare, am început finisajele finale și montarea tuturor aparatelor. S-au montat rampele pentru gaze medicale, s-au montat parțial corpurile de iluminat, senzorii de incendiu și urmează să finisăm la nivelul pereților și la nivelul pardoserilor final și să predăm în cel mai scurt timp acest corp nou către Spitalul Județean de Urgență și astfel să creăm practic front de lucru pentru restul spitalului. De asemenea, reprezentantul unității sanitare a vorbit despre importanța acestui proiect și roagă pe pacienți să le ofere înțelegere, deoarece în această perioadă actul medical se va desfășura în paralel cu lucrările. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, unitatea centrală, UPU și ambulatoriu, secțiile TBC și psihiatrie și secția externă de la Vânjumare.